Inspectorii ITM au identificat săptămâna trecută doi angajatori care utilizau munca la negru. Cei doi patroni aflați în ilegalitate sunt din localitățile Motru și Crușeț și desfășoară activități de service auto și comerț. Aceștia au primit amenzi în cuantum de 20.000 de lei. Alte sancțiuni au fost aplicate pentru neîncheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă anterior începerii activității, nerespectarea prevederilor legale referitoare la acordarea repausului săptămânal sau nerespectarea prevederilor legale referitoare la transmiterea la Registrului General de Evidență a Salariaților. Și în domeniul sănătății și securității în muncă s-au depistat 22 de neconformități. Cuantumul amenziilor aplicate de ITM săptămâna trecută s-a ridicat la 57.000 de, de lei. Unitățile care se vor afla în vizorul inspectorilor ITM în această săptămână sunt întreprinderile mici și cele care desfășoară activități în domeniul construcțiilor.